De câte ori merge ulciorul după apă, fără să crape? După ce au recoltat în autonomie găgăuză o cotă de popularitate de peste 80%, Igor Dodon și Vladimir Voronin au obligația morală să se mute cu traiul la Cumrat. Cu tot cu neveste, cu machioză și cu bodyguardii derutați. Ori într-un sat de la periferia sudică a Republicii Moldova, ca să simtă pe pielea lor ce efect au poveștile cu balauri pe care le-au vociferat fariseic nu doar în campania electorală. Acolo le-ar sta bine să se lamenteze în continuare că poporul nu are discernământul necesar ca să le fi încredințat soarta Moldovei răsăritene, întoarse cu față spre asfințit. Dar nici promisiunea lui Ilan Șor să-și dea viața pentru bunăstarea poporului nu a avut efectul scontat, adică cel pe care l-a visat Ilan Șor în buncărul său de lux. Nici măcar raionul Orhei nu i-a acordat o majoritate zdrobitoare. Și nici Cafcaliuc nu are unde reveni victorios din Italia, călare pe cal, ori purtat în brațe de fanii impresionați de duioșeniile sale, povestită în lanul de greu, ori în fața sicriului, metaforic. Și nici fostul premier Ion Chicu nu mai are cui vinde echidistanța de tehnocrat. De altfel, când mă uitam la cifrele afișate nemilos de Comisia Electorală Centrală pe parcursul nopții, mă gândeam nu doar la mare responsabilitate ce le revine învingătorilor, dar și la lecția pe care o vor învăța zișii perdanți. Dacă se vor supăra pe ghilimele poporul lipsit de discernământ și vor bombăni ca pasărea Phoenix a emancipării naționale, ori poate își vor achiziționa câte un plământ de rezervă ca să-și justifice decalotarea, cum se zice la văleni, atunci, la următorul scrutin, riscă să calce pe aceeași greblă. Vorba dictonului, de nu se sparge, sigur crapă. Ia să vedem cum crapă.